America nu are aliat mai bun ca România. Este mesajul clar și răspicat al lui Anthony Blinken. Secretarul de stat american s-a întors la București după 25 de ani. Acum vrea să continue parteneriatul de neclintit dintre România și America, așa cum l-a numit el. Miniștrii de externe din țările NATO s-au reunit la București timp de 2 zile. Și Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Bosnia și Herțegovina au fost invitate la masa discuțiilor. Focusul deciziilor e pe ajutorul pentru Ucraina, consolidarea flancului estic, dar și regiunea Mării Negre. Iarna e la ușă, iar România rămâne un important adăpost și punct de sprijin pentru ucraineni, spune Blinken. Since February, working hand in hand with dozens of allies and partners around the world, we have acted with speed, with coordination, with determination to support Ukraine in the face of this Russian aggression. And Romanians have opened their doors and opened their hearts to millions of innocent civilians, mostly women and children. Few nations understand better than Romania why it is so important to stand up for the right of all nations, big and small, to have their sovereignty, their territorial integrity respected. Statele membre ale NATO vin cu un ajutor fără precedent pentru Ucraina. Putin va folosi iarna din Ucraina ca armă de război, de aceea sunt multe de făcut. Trebuie reparată infrastructura critică și trimis ajutor pentru apărare. Ucraina va primi mai multe sisteme de apărare aeriană, anunță Stoltenberg. De la invazia din februarie, Rusia a cedat teren în jurul Kievului, la Harkov și Herson. Iar ăsta e un semn de slăbiciune. Secretarul general al NATO a spus că România rămâne un aliat puternic al Organizației Nord-Atlantice, iar pentru asta l-a lăudat pe Mircea Joană. Mesajul a fost clar, e o colaborare excelentă în alianță. Is a strong and a highly valued NATO ally, and I'm reminded on that every day because one of the great contributions you are making to our alliance is that you actually have provided me with an excellent Deputy Secretary General. Nemo, îmi place ce văd. Bine, de obicei, la întâlniri de genul ăsta rar se întâmplă să iasă, să zică nu ne-am înțeles, nu ne-am pus de acord, sunt lucruri care nu au fost ok. Deci toate bune și frumoase, cel puțin la nivel oficial. Oficial ne merge bine. Din păcate, dincolo de aparențele astea, de familie mare și fericită cum se prezintă NATO, trebuie să citim și printre rânduri și să vedem fisurile din armură, dacă vrei. Una dintre fisurile astea și poate cea mai mare se numește Ungaria. Ungaria care până acum a făcut mai multe lucruri împotriva aliaților. A amânat votul pe aderarea Suediei și a Finlandiei în februarie. Hai să le luăm pe rând. Ungaria mi se pare că joacă o carte, da? Ceea ce România nu știe să facă. România a fost băiatul bun din curtea NATO, care în momentul în care s-a pus problema aderării Suediei și Finlandei la NATO, a zis din prima da, fără să mai negocieze nimic. Am văzut că după NATO, aia... Stai un moment. NATO are 28-30 de membri și singurele două țări care au încercat să joace niște cărți, să vadă în asta un obiectiv Turcia? Politic sau de orice alt fel, au fost Turcia și Ungaria. România, pe de altă parte, a jucat o altă carte. Hai să mergem cu valul, hai să sprijinim Ucraina și uite, organizezi summitul ăsta, îi primești la București pe cei care sunt pe posturi de decizie și poți să vorbești într-un tet-a-tet și să obții alte lucruri. Sper că au vorbit de tet-a-tet despre ce spui, da, că tu spui despre discuții tet-a-tet. Sper că au discutat tet-a-tet și cu Suedia. Blinken. S-a întâlnit ieri Aurescu cu Stoltenberg, Iohannis la fel. Să fii sigur că nu s-a discutat doar despre Ucraina. Bineînțeles, dar uite în ce privește Suedia. Fiecare țară încearcă ușor, ușor să tragă și pe partea ei. În ce privește Suedia, sper că au fost și niște discuții tet-a-tet. Nu am văzut în presă public, da, spus lucrul ăsta. În fine, ideea e că sper că au discutat cu Suedia, pentru că am văzut, cel puțin anunțul Suediei a fost da, sprijinim România să adere la Schengen. Poate că au venit și în urma unor discuții tet-a-tet, pentru că despre asta este vorba. Este vorba despre niște oportunități politice, da? De negociere, că asta face și Ungaria, asta face și Turcia. Nu trebuie să ne uităm la Ungaria sau la Turcia neapărat ca la băieții răi din cauza acestui subiect. Știi, da? Care e problema, pentru că Nemo, în momentul în care faci chestia asta, poate pe termen scurt obții ceva. Să zicem că Turcia o să obțină pe extrădarea 50 de... Nu cred că asta e intenția Turciei, dar în fine, da. Extrădarea vreo 30 ceva. Pe termen lung însă își pierd încrederea în tine. O să zic că uite, asta de fiecare dată vrea să câștige ceva în plus. Asta una.
Al doilea lucru, pe tine, România, te avantajează să ai o alianță, un NATO, cât mai mare, cât mai puternic. Și din punctul ăsta de vedere, scuză-mă, Finlanda și Suedia sunt niște țări extrem de puternice, în special Finlanda, și o să-ți arăt mai încolo ceva. Întăresc poziția la Marea Baltică, da, ceea ce, da, e clar, este un punct de interes pentru NATO, unul major, probabil mai de interes decât Marea Neagră. Nu uita de granița pe care o are Finlanda cu Rusia, da? Evident, eu spun că ei profită de niște oportunități, da? Probabil acolo se negociază, nu știu, un vot pozitiv din partea Ungariei sau a Turciei. Da, înseamnă o negociere. Ok, vă oferim acest vot pozitiv, evident, puteți să vă bazați pe noi, dar vrem și noi ceva la schimb. Eu îți mai spun un lucru. Ok, hai să zicem că, uite, încearcă să dea ceva sau să primească ceva în sprijinul votului pozitiv pentru Suedia și pentru Finlanda. Ce se întâmplă însă cu Ucraina? Pentru că Ungaria, de la începutul acestui război, nu a făcut absolut nimic pentru Ucraina, ba dimpotrivă. La ședințele astea care au loc astăzi și mâine la București, Ucraina s-a opus participării ministrului ucrainean de pe externe, Dimitro Kuleba, la sesiunile formale. A fost organizată în seara asta, la ora asta, este o altă ședință la care să participe într-un alt format și Kuleba. Ungaria, același stat, Ungaria, s-a opus în cadrul UE acordării unui sprijin pentru Ucraina în valoare de 18 miliarde de euro. Asta aici n-a mai cerut nimic. Să știi. Ștefan, în schimb, mă rog, încearcă să lege de fondurile pe UE. Da, din nou, ducem în aceeași chestie. Îți pierzi încrederea într-un aliat. Îți amintesc discuții legate de summit-ul și nu trebuie să ți-l amintesc, eu le știi la fel de bine ca și mine. Discuțiile legate de summit-ul din 2008, da? Asta a alimentat cum să spun, retorica Kremlinului, da? Putin a spus, da, ce s-a întâmplat la summit-ul de la București din 2008, da? A însemnat atacul nostru asupra Crimei, invazia de acum din Ucraina, operațiunea specială, cum o numește el, da? A spus clar, da? Nu putem să acceptăm extinderea NATO. Adică NATO, asta a spus omul, a depășit o linie roșie. Ce însemna acum să vii cu Ucraina, să participe la discuțiile miniștrilor de externe NATO? Ce poate să facem? Nu știu ce poate să facă. Poate să-și găsească și mai rău decât ce a făcut retorica în ultimele luni. Ce poate să facă mai rău? Să interesează, poate să declare război, că nu l-a declarat. Nu știu. Și cu ce ar schimba asta? Nu sunt situația? Cu absolut nimic. Hai să trecem la următoarea listă. Eu aveam o listă lungă. Trei fisuri, ai zis, da. Aici, da. A treia, care se numește Statele Unite. Statele Unite, bineînțeles, ajută Ucraina, au ajutat cel mai mulți bani, cele mai multe echipamente militare, dar acum vin în Europa și zic așa, ok, foarte bine cu Ucraina, dar trebuie să ne ajutați și voi în Europa pe partea noastră. Noi vedem China drept o mare amenințare, avem nevoie de sprijinul vostru european, ceea ce o să ducă, bineînțeles, la niște contre cu mai multe țări din Europa, care nu sunt de acord cu asta. Și, bineînțeles, cel mai bun exemplu în privința asta este Germania. Să nu uităm că acum câteva săptămâni a fost Scholz la Beijing și nu de unul singur, cu o delegație foarte mare, cu cei mai mari directori de companii din Germania. În timpul ăsta, europenii își doresc un sprijin pentru alte țări, pe care le-am numit mai devreme, Georgia, Bosnia-Herzegovina, Republica Moldova. Cumva aici interesele nu coincid 100%. Păi nu coincid 100%, bine, tu ai zis fisură, Statele Unite arată ele o fisură, de fapt, asta ai vrut să spui mai exact, nu? Că, na, fisura nu înseamnă Statele Unite, că sunt preocupate de China. Evident că și Statele Unite joacă, nu știu, cartea pe proprie interese, da? Marele lor rival este China în momentul ăsta, nu e Rusia, da? Rusia este un, cum îl considerei, da? O putere regională, da? Nici nu măcar nu mai consideră o putere globală. Lucrul ăsta, când am zis chestia asta, că sunt putere regională, i-a enervat și mai rău pe... Păi i-a enervat, nu i-a enervat, nu contează. Fisura, da, eu văd că ar putea fi, zici tu, la aceste state care ies din front, ca să zic, din linie, da? Din linia generală NATO. Deși nu știu dacă ies, că și statele astea sunt forțate, vezi că vorbind aici de parteneriate economice, iar Statele Unite, apropo de chestia asta, înainte să arate cu degetul către statele europene care se îndreaptă către China, ar trebui să uite în propria curte, că și schimburile comerciale dintre China și Statele Unite sunt la valori din alea imense, da? Se bat cu Europa, cu Uniunea, pentru primele locuri acolo, printre primele două locuri. Statele Unite, spre deosebire de Germania, de exemplu, sau oricare altă țară din Europa, discută de pe altă poziție cu China. Tu, în Europa, în momentul în care ai făcut un deal cu chinezii, o să te cam uiți așa.
la ei, pe când americanii întotdeauna se uită nu știu în cum jos. Se uită americanii, se uită cu îngrijorare și atenție, asta e sigur. Să zic repede de tot și ultima fisură de pe listă este chiar Ucraina, sau mai degrabă dorințele Ucrainei, pentru că am pomenit mai devreme despre Kuleba, ministrulor de externe, spunea astăzi că Europa trebuie să producă mai mult armament. Trebuie să câștigăm războiul ăsta pe teren. Problema este că Europa, odată la mână, nu poate să producă mai mult armament. În al doilea rând, mai avem și noi economia noastră pe care trebuie să o sprijinim, să mai producem niște chestii și pentru noi, nu doar niște chestii pe care să le dai gratis Ucrainei ca să se lupte cu Rusia. Okay. Poate fi un argument, dar adică îți ridici o întrebare, dar și Ucraina ce să facă? E într-o poziție specială, dar Ucraina stă cu bombele rușilor deasupra capului. Cad pe centralele lor, da, care produc electricitate, fie ele termocentrale, fie ele centrale nucleare, dar tot vin bombe pe acolo, peste orașe, prin zonele alea de conflict. Ce vrei să facă? N-au nevoie de arme. Acum, serios, ce trebuie să facă Ucraina? Nu mai produceți arme, gata, nu este mulțumiți cu ele, la revedere. Păi, apropo, speculează Blum. Să cât putem produce, nu să pună presiune mai mult, mai mare, mai citius, altius, fortius. Apropo de arme, Bloomberg, nu știu dacă e o speculație. Nu e o speculație. Aduce în atenție o discuție, dar spune că sunt lideri NATO care sunt de părere că ar trebui să... Deci asta spune Bloomberg, da? Că ar trebui ca NATO să livreze avioane de luptă, da, F-16 și MiG-29 către Ucraina. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta prea curând. Au mai fost discuții de genul ăsta.